Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere. M-am uitat în urmă să văd ce n-am mai făcut de ceva timp și că am trecut o lună de când n-am mai făcut de dragoste, nimic despre dragoste, despre iubire, despre sexualitate, energia sexuală sau, eu știu, energia iubirii, aș spune, energia iubirii care se manifestă și prin sexualitate. Iar, aoleu, aoleu, mai ce faceți? Ia uitați-vă! Ia uite, spre lângă faptul că trebuie să vă reîncărcați bateriile, cu alte cuvinte, eu am început etalarea cu bateria așa mai... L-am pus în priză, am luat un prelungitor și mi-am pus camera în priză. Încă îmi pregătisem tot, mă curățasem energetic, mă... Da, ia uite așa ce ați făcut. Bețișorul meu, care ardea, s-a atins, apropo de dragoste. De ce ia... Imediat vă arăt. De un ruj. De un ruj roșu, 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 roșu. Ia uitați. De un ruj s-a atins și mi-a topit. Mi-a topit forma aceasta. Interesant că este și roșu. Interesant că e un bețișor. Amândouă oarecum semne falice, dar focul ăsta al vostru trebuie să se re... pasiunea tuturor. Da, am zis că și camera se reîncarcă și pasiunea dintre voi trebuie să se transforme. Da? Ia uitați cum a rămas bețișorul. Da, transformare pentru toată lumea, la nivel colectiv, da? Acum, haideți să vedeți ce aveți de ales. Cum să facem? Cum să facem? La. Aveți, evident, două perechi. Stea și lună, sau lună și stea. Două stele și 2 de 6. Ar putea să... N-am vreo 9, nu știu, deci am simțit nevoia de 6. Și am fost inspirată să-i pun așa, o să vă povestesc eu. De ce? Da? Voi vă puneți pauză, vă alegeți. Aici avem și seturile de cărți, o să mai folosesc și altfel de seturi de cărți. Au venit câteva mesaje în timp ce am amestecat, știți că eu mai las cărțile să vorbească și în avans, e ca și când primiți un, nu știu, un pretext. Pretext. Nu pretext motiv, ci pretext. Un text în avans despre ce se va întâmpla. Acum. Da, ce chestie, cum s-a topit, se mai întâmplă chestiuni de genul ăsta. Vorbesc despre primul număr. Cei care ați ales steaua și luna, luna și steaua. Vă oglindiți unul în celălalt, însă, dragii mei, unul luminează, amândoi sunteți luminatori, da? Amândoi sunteți luminatori pe cerul nopții. Amândoi ghidați, într-un fel sau altul, și oamenii din jurul vostru și nu doar oamenii, energiile din jurul vostru se orientează după voi. Ideea este că unul luminează în apropiere, cum e luna, celălalt în depărtare, cum e steaua. Cu alte cuvinte, unul luminează mai mult în familie, în mediul profesional, să zic, în zona orașului, în zona, eu știu, în care s-a născut sau în care locuiește, nu musa în care s-a născut, în care locuiește, în care trăiește, în care și are locația, casa. Celălalt luminează la distanță, luminează de la distanță, eventual luminează online, poate că unul dintre voi are o afacere online. Ideea este că vă reflectați unul în celălalt. Mi-a plăcut la maxim aceste de cărți, de acești cercei. Pentru că există o corespondență, da? Există o lună plină și în stea, există o lună neagră. Opa! Lună plină și în stea, lună neagră în luna. Interesant. Înseamnă că steaua reprezintă un soi de tentație pentru cel care reprezintă luna, pe care trebuie să o depășească. Luna înseamnă și frici. Și luna plină, aici este. Interesant. Luna aceasta care este în creștere, trebuie să ajungă la lună plină, să se radieze cât mai mult ca să înțeleagă steaua. Ups, ce mesaj interesant, da? Ce-mi plac. În timp ce am amestecat, a venit lumea, dar a venit pe orizontal.
Poate că e distanță, mai ales cu steaua, dar și luna, am zis, e o distanță mai mică, distanță mai mare, e o distanță, clar, între voi. Dar este și un capitol care probabil s-a încheiat și urmează să se deschidă un alt capitol sau urmează să se încheie acum un capitol ca să se redeschidă. Lumea înseamnă încheiere de ciclu. Dar faptul că a venit pe orizontal înseamnă că lucrurile nu s-au finalizat. Mai aveți niște chestiuni de rezolvat, cel puțin niște chestiuni. Ia să aici. 6 de spade. Dar trebuie să renunțați, ori unul, ori celălalt, ori amândoi, la conflicte, să vă eliberați mental de conflicte. Poate că sunt invidioși, sunt convinsă că sunt invidioși, mai ales că amândoi străluciți într-o formă sau altă, uite, sunt și lacrimi. Vă este dor unul de celălalt? Probabil că nu vorbiți sau vorbiți puțin ceva, nu știu, niște motive de lacrimi. Vom vedea. Hai să vedem. Energia iubirii, să spunem energia iubirii și apoi energia sexuală. Energia iubirii este voi în această perioadă. Uite. 5 de cupe, 7 de cupe, împăratul și 9 de cupe. Va trebui să le și clarific. Probabil că există totuși o tăcere, un moment de decizii, doi de spade la capătul setului de cărți. Și aici este o altă lună. Aici este o altă lună. Dar e în scădere. Interesant. Trebuie ascultată intuiția. S-a blocat s-a blocat comunicarea emoțională, că tot vorbeam de iubire, a fost blocată comunicarea emoțională, deși sunteți aproape să descoperiți împreună un izvor de emoții, un izvor nesecat de dragoste, dar trebuie să depășiți această energie foarte toxică, diavolul, eventual sentimentul de tentație din partea unuia, poate ambițiile celuilalt, oricum ego, fricile, adicții sau relații karmice care stau în calea voastră. În calea voastră. Justiția, interesant. Iar cu diavolul și justiția poate să fie un contract. Locul de muncă și sau căsătoria uneia dintre voi. Și din aceste motive s-a refuzat materializarea acestei. În ce sens refuzat? S-a refuzat ceva, oricum. S-a refuzat din motive de teamă. Am spus, este unul dintre voi foarte emoțional, de altfel, dar care își controlează emoțiile. Arată în public de ca și când e super satisfăcut, dar încearcă să-și țină în control emoțiile și uitați ce are în spate. 7 de cupe și 5 de cupe, regretă. Iar am spus, steaua, personajul care, e un personaj, unul dintre voi, care luminează la distanță, care luminează online, care inspiră oamenii, care se concentrează pe vindecarea sa și pe exprimarea sa de plină, luna plină, asta înseamnă bucurie, că tot am avut lună plină, exprimarea sa de plină a învățăturilor, a credinței, a vindecării celălalt, încă n-a descoperit acest aspect, încă este frică. Și îl vede pe celălalt, care de altfel inspiră într-un mod tentant, dar dangerous, dangerous, Roxette. Și probabil din acest motiv s-a refuzat. Cu o fi și căsătorie, cu o fi și control emoțional, cu o fi și contract la locul de muncă, cu o fi educația acasă, sunt multe. Frica de emoții, iar, sunt multe. Ideea este că în acest moment. Și văd aici un, doi, trei bărbați. Cu alte cuvinte, figura masculină este cea care acum este într-o perioadă de regrete, plânge, plânge, visează într-o stare de confuzie, dar trebuie să-și dea măștile jos, masca fiind această dorință de control. Vedeți că și la 9 de cupe, deși 9 de cupe e o carte foarte frumoasă, în aceste de cărți arată un personaj care îi place să se bucure de viață, dar are inima blocată, îi mai trebuie o cupă.
Și nu vrea să o primească. I se pare că e tentație, i se pare că este, eu știu, nu cumva este căderea sa, căderea, adică cu alte cuvinte, pierderea controlului. Se luptă. E o luptă, așa simt. O luptă cu tentațiile. Interesant că aici apare... O asimilez mult mai mult această carte, morții și a diavolului, decât celelalte. Dar asta înseamnă fricile și confuziile. Fricile duc la confuzii. Nu știi ce să alegi, nu știi ce să înțelegi în opțiunea aia. Din acest motiv, acest personaj trebuie să se transforme și să-și dea măștile jos. Interesant, ar trebui să învețe să se roage. Aici simt că sunt ca niște mătănii pe mână. Nu știu cât le conștientizează. Nu știu cât le practică, dar Steaua ar putea să învețe așa ceva. Iar împăratul îmi spune că acest personaj este un personaj puternic. În societate, în familie, în zona în care se desfășoară, am zis, în zonă. Un potențial. Cu un potențial foarte mare. Dar care arată în public foarte satisfăcut. Wow, dar ce mândru este! Dar ce mândru este și de fapt, poartă niște măști. De fapt, în spatele acestei măști este un personaj, o, săracu, plin de frici, care regretă. Și în acest moment, da, plânge. Ia uite, între 10 de monede și regina de bâte, tentație, regina de bâte, tentație, persoana aceea fantastică, nu fantastică, este glamuroasă, nu? Misterioasă, sexy și inteligentă și creativă, da? Foarte atractivă. Aspecte, nu zi musa e zodie, aspecte. Poate să fie ascendent, lună, Venus, nodul nord în leu, ceva, da? Chiar și Marte în leu. Pentru o femeie, da? O face foarte combativă, foarte sexy, da? Și probabil că aici este căsătoria 10 de monede. Sau familia, educația, am zis mama, educația, casa în care s-a născut. Acest personaj nu știe. Că am văzut-o de spadă, nu știe ce să aleagă. Nu înțelege. Ia uite, e o lume. E distanță, dar și un capitol. Deci, începutul acestei iubiri, nebunul, a fost amânat și, cum să zic, nu doar nebunul, nu doar începutul, dar și decizia de a merge către stea, către personajul care luminează mai... Este un ordului, chitează altfel, ghidează altfel, da. Ideea e că această stea luminează la fel tot timpul, luna își schimbă stările, după cum știți. Deci, acest început, această dragoste, ține foarte mult de încheierea unui ciclu, a unor dezamăgiri, de eliberat de această mască și de niște traume, probabil, mai vechi, emoționale, niște pierderi de persoane sau eu știu ce, da? Ei, deci se poate iniția o decizie și o călătorie înspre stea, adică înspre celălalt care are calități de vindecător, însă s-a amânat. Nu doar din cauza distanței lumea, dar din cauza indeciziilor. 7 de cupe. Nu cred că pot să le pun, că sunt prea multe astea. Da, să le pun, că sunt, da. 6 de monede, 3 de spade și valetul de monede. Iar acest personaj nu știe, dintre toate ofertele și, nu doar ofertele, toate posibilitățile de manifestare, de exprimare, exprimare, că am văzut valetul de cupe, și acolo sunt 7 cupe, nu știe ce să facă, ce să aleagă. Dar nu vede bine pentru care măști. Pentru care măști. Și masca îi afectează, zic, orizontul. Da? Pe de o parte ar vrea să comunice, dar mai ocupă în care există suferința, care îl trage tot timpul în urmă, în spate, într-un trecut, în regrete. Poate au fost discuții între voi, dar discuțiile dintre voi au amplificat niște traume, niște stări, că doar e lună, da? Și 6 de monede.
Iar asta îmi sugerează un triunghi. Ori unul lucrează, muncește. Le-am combinat astea, le-am mixat. Ori muncește foarte mult și nu are timp de relație, ori, am zis, este o căsătorie, că am văzut semnale pentru așa ceva, sau familia cuiva, educația, cultura, influențează și este obligat prin responsabilități, obligată prin responsabilitățile pe care le are, să le acorde lor mai multă atenție decât stele, decât personajul lui care vine cu o căldură, vine cu inspirație. Da? Regina de câte inspiră, steaua inspiră. Și asta nu știe ce să facă. Ar vrea? Ar vrea. Ar vrea să ofere reciprocitate. Dar cum să ofere reciprocitate când stai cu această durere, cu aceste regrete nevindecate? Și acest personaj steaua, care o fi unul dintre voi, poate să-l vindece pe celălalt. Dar trebuie acel personaj să înceapă, eventual să înceapă, depinde unde este, că poate este în stadiu de lună neagră și trebuie să-și descopere această latură luminoasă. Iar interesant mesaj, da? Ia uite, turnul, separare la capătul setului de cărți și judecata. Pentru că nu s-a ales, iar un personaj care alege greu, se manifestă greu valetul de cavalerul de monede, da? Pentru că unul dintre voi nu a fost suficient de decis, celălalt a judecat că e cazul să se manifeste turnul, separarea. Clarificăm împăratul. Ups, ia uite mai. Ia. Împărat, regele de spade, justiția, lumea. Personaj care acum se vindecă, înțelege, asul de spade, înțelege, iar este nouă de monede, iar personajul independent care inspiră, ar putea să fie steaua, da? Că e independent și pentru că inspiră. Acest personaj înțelege acum, e un nou capitol. De fapt, încheie un capitol și urmează să deschidă un alt capitol. În ce constă această încheiere și acest început? Prin faptul că înțelege. Înțelege că felul său de a fi defensiv ar cam trebui, prin meditația pe care o practică sau tăcerea pe care a practicat-o în ultima vreme și analiza sa, se analizează nu doar situația, dar și pe el. E un tip inteligent. Nu știu înțelept cât este, urmează să devină înțelept. Pentru că are potențial, dar asta ar trebui să înțeleagă. Cel puțin cărțile arată că ar fi pe care să înțeleagă că defensivitatea lui nu este sănătoasă. Da? Îl însingurează și îi menține niște traume și niște confuzii de care ar cam fi cazul să scape. Mai ales că are în față o stea, o regină de bâte, un nou de monede, o persoană care inspiră. Unul dintre voi inspiră, da? Și cine se recunoaște ca fiind regele de spade, împăratul, căsătorit sau necăsătorit, variază. Cu o oarecare autoritate la locul de muncă, iar. Cu o oarecare autoritate acasă, iar este posibil. Justiția adaugă, să zic, sau mai bine zis, nu adaugă, accentuează noțiunea de contract, de karmă. Acest personaj, mersi, ar cam trebui să încheie karma. Lumea e un nou capitol care urmează să se deschidă. Ar cam trebui să încheie o karmă. Karma cu familia sa, cu traumele emoționale, cu fricile, cu confuziile, cu... Poate nu e obișnuit să ofere reciprocitate, e obișnuit să primească pentru că oamenii din jur, luna, acasă, în loc să-l vindece de traume, i-au stimulat traumele, servindu-l continuu, eventual, mai mult sau mai puțin. Dar e o chestiune, i s-au stimulat traumele. Sau dacă nu stimulat, nu neapărat cu alte cuvinte, pur și simplu nu au fost vindecate. Și acest personaj trebuie să încheie o karmă.
karma ținând de căsătorie sau de job sau de contracte, de atitudinea aceasta foarte rigidă și rațională. Ia uitați, trei cărți care vorbesc despre rațiune, rigiditate, reguli, tradiții. Și chiar dacă e netradițional, există un sentiment, eu sunt bărbat, da? Sau eu sunt, eu știu cum, da? Motive. Însă, toate cele trei figuri prezintă oameni în controlul minții lor, dar care ascund în spate niște traume emoționale. Și aici este, ce frumos, să încheie un capitol și să se elibereze. Uite ce frumoasă e această femeie, da? Semi-desprăcată, semi-nud, foarte frumoasă. Ei bine, îmi plac cărțile, că îmi place și muha. Arnuvo. Este stilul meu preferat. Ideea este să învețe să fie vulnerabil, da? Asta văd în această carte. În acest nou capitol trebuie să învețe să fie vulnerabil. Și probabil că lumea și steaua, iar legătura dintre voi, posibil să fie la distanță, într-o oarecare măsură cele două se aseamănă, da? Și cel care inspiră arată că poate să fie și vulnerabil. Poți să fii puternic, dar și vulnerabil în același timp. Nouă de cupe. Multe cărți au venit aici. Nouă de cupe, te rog frumos. Asta e povestea voastră de iubire acum. Sau energia iubirii acum, în această perioadă. Nouă de cupe. Asta nu, asta chiar sunt prea multe. Prea multe. Dar am văzut eremitul, e tăcere. Și iau de tăcere și separare. Nouă de cupe, te rog frumos, clarificăm. Nouă de cupe. Nouă de cupe. Nouă de cupe. Ce cărți? Cărțile astea îmi plac foarte mult. Ia uite. 8 de spade. Am spus, pentru mine 8 de spade înseamnă ieșirea dintr-un program. E 8 de transformare. Transformare mentală. Ieșirea dintr-un program mental și să învețe să se iubească. Nu doar să fie în control. Că cei care sunt în control, bine, ați și citit, dar arată foarte frumos aceste cărți, cum de fapt în spate acest personaj are confuzii. Are opțiuni, ok, are și opțiuni, pentru că e puternic, atrage, la la la. Dar are și multe traume emoționale. Din familie. Traume din familie. Poate a pierdut pe cineva, dar nu e vorba doar de pierdere. Nu. Este doar de voi. Pentru că nu știe ce să aleagă. Se simte acasă singur. Singur. Lângă voi se simte, ia uite, încălzit, inspirat. Ia uite, roata norocului. Chiar decizii. Trebuie să lase în spate conflictele și autosabotajul. Luptele interioare. Și uite, lupta cu această dragoste, cu aceste sentimente. Acest personaj sărăcuțul sau sărăcuța se luptă. Dar 8 de spade asta arată. Eventual, dacă știți despre stea că este în dragoste și stimă față de ea, de el, 9 de cupe, acest personaj, pe lângă faptul că trebuie și el să se transforme, să ajungă la 9 de cupe, este oarecum obsedat. Obse. Hai să vedem. Energia lor. Energia lor față de voi. Ha, nici n-am apucat să zic. Ia uite. Leopardul, molia și dragonul. Dragonul reprezintă ego-ul despre care tocmai am vorbit, da? Chakra a treia a ego-ului. Personaj care în general are încredere, dar în această situație, față în față cu steaua, cu steaua sa, cu destinul său într-un fel sau altul, cu potențialul său, că cineva îi arată, repet, depinde cine este aici, da? Eu vorbesc mai mult despre lună pentru că așa mi s-au arătat cărțile. Dar, ați văzut, am legat și cu stea pentru că sunt, au fost și cărți care să aducă și steaua în context, în poveste. Vedeți care unde sunteți.
Are multă pasiune, ar sări pe voi cu acest leopard. O, ar veni chiar acum, că am văzut și faetonul. Și totuși, nu a manifestat această dorință pentru că vrea să înțeleagă. Am văzut regele de spade, apare acum un soi de as, nu știu, este molia. Este atras de stea, atras, atrasă, este atras de stea, da? Adică este chemat să iasă din întuneric, în această lună neagră, să-și descopere lumina și este, ia uitați, se vede față în față, doar că unul este varianta luminoasă a celuilalt. Și aici molia vine de întuneric înspre lumină, înspre flacără. Da? Pasiunea este... wow! Acu s-ar sui mașină să vină la voi sau ar lua avionul. Ia uite, iar pasiune, dar și gelozie. Dar și gelozie. Și trebuie să învețe să se lupte pentru această pasiune. Ia să ne ce ne apare. Asul de băte am tras în aceste de cărți. Asul de băte. Bun. E interesant și iar lumea. Lumea și voce. Ai, gata, e suficient când am tras. Asul de băte, lumea și voce. Aici este nou capitol. Da? Trebuie să învețe să se iubească și în momentul în care face această schimbare în el, în ea, își regăsește nu, încrederea să vină și să manifeste această pasiune, nu, o nouă lume, și să o exprime, interesant, cu asul de spade și cu vocea, să o și exprime, să spună ce simte. Sau, poate nu știu cât ce simte, cam impresia că încă trebuie să se mai înțeleagă cât ce simte din punct de vedere fizic, sexual, măcar atât eventual. Cam impresia că nici măcar aceste lucruri nu au fost clarificate între voi, într-un fel sau altul. La capătul setului de cărți s-a oprit la ce? La, ia uite, magnetism? Magnetism. Este magnetism între voi. Este. Pentru că într-o dimensiune sunteți opuși, într-o altă dimensiune sunteți foarte asemănători. Chiar dacă, repet, unul radiază mai aproape, altul la distanță, există o asemănare, da? Hai să vedem energia sexuală dintre voi. Ar vrea să pună mâna pe voi. Ar vrea să pună mâna pe voi. Ar vrea să aibă o victorie, că era 6 de bâte. Energia sexy dintre voi în această perioadă. Extraordinar. Să mai trag încă o carte. Hai totul să fie 3 cărți. Împărăteasa, 10 de monede și la capătul setului de cărți aici este. Acest personaj, dacă este căsătorit, s-a păcălit acolo, acolo se minte, acolo suferă, da? Și vă vede pe voi radin frumoase și își închipuie că alte persoane sunt cu voi. Super, super gelos. Am văzut, da? Tarantula, super gelos. Super gelos, geloasă, da? Pentru care și 7 de cupe, confuzii, vise și închipuie. Poate că nu sunteți, dar fiind stele, radiați și sexualitate sacră, da? Steaua și împărăteasa are o anumită sexualitate. Care, afară de faptul că atrage, că există magnetism, dar pune întrebări, provoacă, cheamă la descoperirea și trezirea lui Kundalini. Lui, că n-am cum să-i zic. N-am cum să fac, da? Ce? Cartea asta? O, turnul. Foarte gelos. Acest personaj, am zis, vă vrea doar pentru el, pentru ea, 10 de monede. Vrea să aibă stabilitate, vrea să fie căsătorit, căsătorită cu voi. Justiția asta arată chiar dacă e cu altcineva. Turnul arată o separare, într-adevăr. Eventual, partenerul, partenera știe despre voi și acel partener, parteneră este gelos, dar și sunt geloși pe voi. Asta e pasiune, magnetism. Da, ia uite, sunteți independenți. Independente. 9 de monede am mai văzut mai devreme și aici este marea, marea pasiune și atracție, magnetismul, da? Posibil sunteți flăcări gemene. Dar. Iar gelozie. Își închipuie că sunteți cu altcineva. Pentru că știe că sunteți valoroase, știți și voi, sau valoroși, da? Știți și voi că sunteți valoroși, că meritați tot ce este mai bun.
Vă ador acest personaj, clar. Ia uite și asul de cupe aici. Vă adoră. Ia uite, steaua este aici în părul acestei doamne. Ia uite, ce frumos. În părul acestei doamne este steaua. Este și pasiune, asul de bâte și asul de cupe, dar ne-au rămas într-un stadiu în care nu s-au manifestat din acele motive. Control, familie, educație, traume emoționale, confuzii, neîncredere, lipsa credinței. Neîncredere în el și lipsa credinței în general, în spiritualitate și în alte forme, da, de energie. Iar Luna, da, acest personaj, da, este foarte gelos. Hai totuși după acest turn, mai dăm o carte să explicăm totuși turnul, că pe celelalte le înțeleg, da? Că sunteți văzute sau văzuți foarte frumoși, foarte atrăgători. Împărătea sa este totul, da? Și 10 de monede tot așa, totul. De o valoare inestimabilă. Bărbați, femei nu contează, dar dacă sunteți femei, aveți așa o aură de abundență. Extraordinar, regele de cupe a venit. Asta e. Vor să se separe eventual. Să încheie un ciclu, să se separe de cineva și să vină să fie cu voi, să ofere dragoste. Dar lucrurile întârzie. Această legătură profundă dintre voi doi este încă în stand-by. Dar vă urmărește, vă urmărește, vă admiră picioarele, vă admiră formele doamnelor și domnilor, pieptul, picioarele. Vă urmăresc din umbră. V-ar mânca, măcar din priviri, dacă nu se ia cina sau breakfast-ul pe voi. Da. Tandrețe totuși există. Este dragoste. Ar vrea să fie blânzi, nu violenți, nu impulsiv, deși există tendințele astea, există, da, cu leopardul. Hai să le mai acoperim, căcică. Mie nu mi se pare, practicând pictura de zen, mie nu mi se pare aici nimic deviant. Dar, în fine, sunt altele într-adevăr deviante, dar acestea nu. Cam asta e deocamdată pentru... Hai să mai iau de aici o carte. Ah, sunt multe. Asta cred că vrea să vină. Ah, nouă dragoste. Da, asta e nou capitol pe care trebuie să-l începeți. Eventual, voi știți, the only thing that is real este dragostea. Singurul lucru real este dragostea. Trebuie să facă gesturile prin care să arate că îi place, vă place. Eventual, să faceți voi dacă vreți. Depinde ce sunteți, doamne sau domni. Din punctul meu de vedere, bărbații ar trebui să fie activi, pentru că asta e energia masculină. Atât timp cât se inversează energiile, ieșiți din împărăteasă și manifestați doamnelor împăratul, ceea ce mie nu mi se pare normal. În fine. O nouă dragoste. 2 și cu 6, 8, transformare. Este o nouă dragoste. Posibilă. Dacă ceva în viața voastră, în relația voastră, din ce am spus, faptul că s-a controlat, că nu și-a tratat emoțiile și traumele din copilărie, v-a separat și credeți că între voi nu mai poate să fie nimic, este posibil să se ducă într-o nouă direcție. Este posibil să se ducă într-o nouă direcție. Dar voi știți, pentru că avem ași, am văzut și ași, mulți. Voi știți. Dar eu cred că se referă la voi. La un nou capitol. Pentru că magnetism este, asul a apărut. Și ce era după lumea? A, trebuie să vorbească, trebuie să vorbească. Și odată ce vorbește, manifestă, atrage. Ia uite, steaua! O primește mână. Interesant. Știți, acum mi-am adus aminte de ce am pus așa luna. Pe lângă faptul că e în creștere, așa am simțit, așa am fost ghidată. Inițial o pusesem invers, dar așa am fost ghidată să o așez așa, de ca și când e ocupă, de ca și când o primește în mână. Da? Vedeți? Mâna se face căuș ca să primească steaua. Steaua însemnând vindecare. O dragoste care vindecă. Dar deocamdată trebuie să îndrăznească să se exprime.
Și da, să-i se iubească, să învețe să se iubească. Pentru că vă iubește pe voi. Dar cu cât se iubește mai sincer și mai adevărat și se eliberează de traume și cu atât și dragostea față de voi se va manifesta mai frumos, în afara controlului, da? Fără dorința de a domina, cum e în această imagine, da? Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, da? Și spirituală. Și... O să pun cărțile deoparte. Ce-ar mai fi? Ce-ar mai fi? Mai, eu sper că v-a plăcut, da? Cercelușii mei. Cei care ați ales cele două steluțe. Așa am fost ghidată. Zic, ce să pun, ce să pun? Tot așa, sub formă de pereche. Totuși vorbim despre două persoane, da? Și până la urmă, zic, hai să nu pun doar roșu, hai să nu pun doar flori, cum am pus data trecută, am pus doar flori la etalarea de dragoste. Și pentru voi sunteți amândoi două steluțe. Două steluțe pline de pasiune. Care era setul de cărți pentru voi? Asta era. Asta era setul de cărți. Și a vrut să ia vină ceva. Ah, da, mi-aduc aminte. Stai, ce mai văzusem? Zero și valetul de monede în timp ce am amestecat. L-am pus la loc și acestea iar au insistat să iasă. Deci, zero. Dorința de a o lua de la zero a uneia dintre voi și de a manifesta ceva practic, un text, un mesaj, o întâlnire, un dating, o întâlnire, dar deocamdată acest personaj este blocat în bani, dorința de a avea bani, eventual familia îl influențează să fie cât mai stabil, poate este căsătorit sau dacă nu e căsătorit are un business sau trebuie să facă bani pentru că așa a fost învățat în familie și e blocat în acest mental, unul dintre voi. Deși ține foarte mult la voi, ar vrea să o ia de la zero, dar deocamdată își face stres, își face stres. Se stresează, vreau să zic că își face gânduri. Își face gânduri prea multe, nu doarme noaptea suficient de bine. Nu, chiar se stresează, ar trebui să o ia de la zero, să țină, pentru că ține foarte mult la voi, dar să țină la o parte din ce a acumulat, dar nu chiar la tot. Să învețe cu alte cuvinte să renunțe. La vei, e cam greuț, este cam greuț pentru cei care s-au gândit la un moment dat numai la bani. Este foarte greu. Dar asta e provocarea a unora dintre voi, dintre voi, nu, a mea nu este o provocare. La capătul setului de... am văzut, am discutat. Hai să și amestec. Ia uite, valet, valet, valet de bâte, valet de cupe, văd. Dorința de acum. Ia uite, diavolul, obsesie pentru bani, dar poate să fie obsesie, da, uite, pentru bani. Poate o familie toxică, poate o familie, poate să însemne și părinții și neamuri. Ia uite, justiția, contract. Îi ține pe loc un contract, interesant. Deci, ieri am văzut un documentar despre, cum îi spunea, un cântăresc, probabil că are legătură. Poate că unul este muzician sau poate că unul este artist sau dacă nu neapărat artist, experimentează o situație de genul acesta. Contract la locul de muncă. Deci era vorba despre, nu știu cum a apărut acolo lateral. Și zic, mă, hai să mai ascult și altceva. Și Victor Han, parcă? Sau Khan? Khan sau Han? Victor Khan sau Han? Nu mai știu. Han, nu mai știu. Victor. Un cântăreț corean, baterist, parcă, toposar, care ce a făcut în timpul unui concert? A rupt bețele de la cu care da, acolo cânta la tobe. Nu știu din ce motiv. Un tip foarte carismatic, o combinație de corean cu brazilian, parcă părinții, rase diferite, frumos foc cu niște ochi vampirici. Și toată lumea este atrasă de el. Era atrasă. Am niște tempera pe jos. A făcut niște gesturi mai ieșite din comun în timpul concertului și compania pentru care sau la care era angajat,
că aceste trupe au niște contracte cu anumite companii care probabil se ocupă de impresaria, de ce-or face. Nu mă pricep că nu sunt în domeniu, cine știe, probabil că mă înțelege. Ei, această companie a făcut în așa fel încât l-a exclus de pe piață, de pe YouTube, de pe Instagram, de pe Facebook, de pe orice media în care se poate exprima artistic și nu doar artistic, să poate să dea și interviuri, poate să apară în public și să facă bani într-o formă sau alta prin apariția sa, având în vedere că e și foarte carismatic și foarte talentat. Da, deci asta vreau vorbeam, contracte toxice. Vai celor care se angajează în asemenea contracte pentru bani. Că am văzut 8 de spade și parcă 10 de... A, diavolul și... Nu mai știu. Diavolul, 10 de spade de monede și justiția și ce mai era? Da, justiția și 8 de spade. Dar un blocaj într-un contract toxic. Vai de ce? Dacă e cineva artist, sorry, îmi pare rău pentru tine. Dacă cineva artist care tot așa nu poate să-și trăiască viața, nu poate să exprime anumite lucruri, că depinde de ce permite acea companie, vai, vo, mai bine cu mai puțin bani și singur, și independent, vreau să zic. Ca unii dintre noi, da? Calea spirituală nu aduce atât de mulți bani, dar măcar ești independent. Ia uite ce mi-a apărut. Regele de pute invers, interesant. Și regele de spade. Și iar s-a oprit la 8 de spade. Cu alte cuvinte, este o energie creativă a unuia dintre voi sexuală, dar care se manifestă într-un mod distorsionat. Și de ce zic creativ se manifestă distorsionat? În cadrul acestor contracte, când ești forțat să faci, să zic, nu știu ce, albume, cântece, într-un anumit ritm, sună foarte toxic. E o creativitate forțată, distorsionată, în care, nu știu, ce faci pentru a avea inspirație? Ce face? În fine, hai să vedem povestea, iubirea dintre voi. Ia. Iubirea dintre voi. Deocamdată am văzut eremitul. Eremitul e aici, tăcere, eventual. Am văzut și 7 de spade și 6 de bâte. Acest personaj pleacă, unul dintre voi pleacă. Da, renunță la ce? La ce? Stați un pic, că nu pot să vă arăt că e aici în spatele camerei. Da, situația dintre voi este death, da? Este încheiată. Din cauza că unul se minte, cum am spus eu mai devreme, într-un contract. Că e căsătorie, că e job, voi știți. Dar încearcă să meargă într-un mod oarecum spre victorie, într-un mod ne... să spun, că nu vreau să zic nu stai egoist. Da, a ales această cale. O victorie. Ce apare aici? Marea preoteasă. Celălalt știe, Marea preoteasă. Intuiește, înțelege, dar sunt și niște secrete în viața unui dintre voi. Hai să vedem dacă nu vrem. Povestea dintre voi. E o atmosferă așa mai ciudată. 8 de cupe. Ok. Da, asul de cupe și marea preoteasă. Da? Este dragoste. Dar e o dragoste în secret. Eventual ce apare aici? Ia uite, împăratul. Eventual unul dintre voi, da, nu vrea să arate câte responsabilități are. Apropo de ce am zis de contracte. Job sau familie sau contractul de cupe. Și în acest motiv, dragostea a rămas undeva acolo. Printre stele. Sau în praful de stele dintre voi. Mai dăm o carte. 4 cărți, am zis. Așa. Oh, împărăteasă invers. Femeia distorsionată. Și justiție. Ia uite. Personaj care ține foarte mult de acest contract, eventual. Dar contractul respectiv îi aduce karmă, îi provoacă, am zis, de creativitate distorsionată. Pe de altă parte, că am văzut și regele de bâte invers, dar unul dintre voi, vedeți voi care este, da, are și o viziune oarecum greșită despre femeie, despre dragoste,
Probabil și închipă că dragostea poate fi cumpărată sau poate fi amânată pentru când o să aibă bani, chestiuni de genul acesta. Ori, a, nu, și, nu doar ori, și toate aceste lucruri se întâmplă din cauza că a avut o relație nesănătoasă cu mama sa. Trebuie să spun și asta, nu? Patru de spade. Ar trebui să se vindece, ar trebui să se analizeze, dar, eu știu, da? Dacă o putem. Asta, doi de spade. Deocamdată există un blocaj în comunicare. Am văzut și eremitul și patru de spade. Nici acesta nu-i prea vorbăresc, că stă și meditează. Ar vrea să manifeste, dar această luptă pentru control. Ia uite, și cavalerul de spade vorbește de manifestare, de cuvântare versus necuvântare. Tăcere, spionaj, eventual. Eventual, eventual. Acest personaj vrea să aibă toate lucrurile în control cu magicianul, dar aici este păcăleala, autosabotajul față de el, eventual. Interesant, împăratul și împărăteasa. Opa! Îl vede pe celălalt într-un mod distorsionat. Poate nu-i suficient de vestit, vestită ca el ea. Am zis, amândoi sunteți stele, dar poate că unul nu este la fel de, eu știu cum, față de celălalt, dar are alte calități. Deci era împăratul, dar și magician. Aici este păcăleala. Personajul ăsta vrea să aibă tot un control. Eventual la mână, întâlnirea cu împărăteasa sa, cu perechea sa divină, cu steaua sa, pentru a manifesta. Interesant că am vorbit despre artă și magicianul și regele de bâte mă duce instantaneu cu gândul la personaje care fac artă sau care marketing, chestiuni care atrag publicul, care impresionează, entertainment și eu știu ce activități de-astea spectaculoase, organizări de evenimente, eu știu tot. Hai să clarificăm un de cupe. Ar trebui să se iubească, pentru că un om, da, nici împărăteasa, da? Faptul că nu vezi iubirea și femeia în lumina sa adevărată înseamnă că nu te iubești, da? E o problemă. Și în acest motiv încearcă să se detașeze, să se ducă eventual cu alte personaje sau să se izoleze, crezând că, vai, nu există dragoste, că nu există femeie sau bărbat, nu știu, adevărat, sincer, dar este chestiune de percepție personală din cauza relației cu mama. Clarificăm unde cupe. Ia uite. Poate că unul dintre voi, vedeți care, a plecat să-și vadă de distracție, de împărăteasă invers înseamnă și amante sau amantă, așa și v-a părăsit. Da, v-a părăsit. Ia uite și s-a încheiat relația. O fi fost și distanță, poate. Și grija pentru această distanță, că nu se poate depăși această distanță, deși e dragoste, deși sunt sentimente. Undeva apare întâmplător, da? Ați văzut regele și regina de cupe. Ele s-au desfășurat așa, da? Există dragoste între voi. Dar acest personaj încă nu-i dă credit aceste iubiri. Clarificăm împărăteasa invers. Să vedem. Mamă, câte cărți. Șase de monede. Faetonul, regina de monede și asul de cupe. Aici este. Există o influență negativă feminină. Dacă nu este mamă, poate că este altcineva, amantă sau iubită, sau cineva care face parte din acel contract despre care am tot vorbit, probabil că nu întâmplător, pentru că și aici apare o balanță, da? Și apar mâini care cer bani. Ori mama copiilor, care este foarte manipulatoare, manipulează prin copil, cere bani, chestiuni de genul acesta. Da? Și din cauza aceasta v-a părăsit,
Eventual, sau pe voi, sau ei, voi a trebuit să renunțați la ei pentru că a trebuit să aveți grijă ori de mamă, ori de... Știți voi, nu mai iau, că ați înțeles ideea, da? E un dezechilibru aici. Lipsa reciprocității din cauza acestei viziuni distorsionate sau unui personaj, dacă nu e viziunea lor, este personajul care gândește distorsionat. Genul de femeie care, dacă are copil, gata, are cu un bărbat, are pretenții ca acela să îi asigure bani, de ca și când copiii se fac, dar știm că multe femei fac copii ca să țină bărbații lângă ei, da? Pentru ce? Pentru bani, iau dați. Pentru bani. Regina de cupe și trei de spade. Eventual, această dragoste este provocată, este rănită din cauza acestor probleme care țin de bani, de familie, de educație, educație nesănătoasă. Pe de altă parte, există și manipulări emoționale în acel mediu. Și se pare cu patru de spade și cu faetonul că acest personaj a înțeles, unul dintre voi, nu știu, vorbesc despre unul, eu am zis că sunt ei și voi ascultați, în fine, dar poate sunteți voi, da? Unul dintre voi care trece prin această perturbare de percepție despre dragoste, a înțeles, ar vrea să vină înspre voi, a ales într-un fel, a ales dragostea. Și e destul de determinată să manifeste această dragoste și nu doar dragoste, dar și stabilitate. Regina de monede. Însă, deocamdată, faetonul arată dorința de a călători, de a merge către steaua cealaltă, deci o stea să meargă către cealaltă stea, dacă faetonul merge către stea. Dar, cu alte cuvinte, lasă femeia sau personajul care gândește distorsionat despre femei, despre maternitate, despre frumusețe, despre dragoste, o sexualizează prea mult sau prea puțin, da? Și merge, își dorește să meargă înspre o direcție, înspre un personaj care manifestă dragoste vindecătoare, dragoste stabilă, dragoste, personaj care își cunoaște valoarea, care este demn, care este moral. Ar vrea, da, deci vrea. Care o fi? Pentru că amândoi sunteți puternici. Interesant că o s-a oprit la șase de spade, da? Dorința de a... Ia uite și lumea. Ambele, ia uite și renașterea. Ambele dorința, decizia de a renaște și de a călători. De a lăsa în urmă un capitol. Patru de spade. Patru de spade. Drăguții de voi. A apărut nouă de monede de bâte și împăratul care are în spate o lună, o confuzie, o frică neexprimată sau o confuzie, deși arată control, vrea să fie în control. Ce mai este aici? E o separare, un turn, o trezire. Ia uite, băi, dar ce trezire! V-am zis eu de multe ori că aici patru de spade se gândește la dezamăgirile din trecut și așteaptă trezirea. Asul de spade e aici. Ia uitați-l. Asul de spade, soare și trăsnetul. Da, ce evrică are în această perioadă acest personaj. Are channeling, că tot v-am vorbit și eu despre channeling și să știți că sunt din ce în ce mai mulți, o să vorbesc despre chestia asta, da? Din ce în ce mai mulți care fac un anumit tip de channeling spontan, personal. Ce înțelege? Că trebuie să blocheze, da? Că trebuie să blocheze aceste energii. Eventual, dacă s-a simțit abandonat de mamă sau în familie sau din cauza banilor, povestea asta nu mai reiau că am tot vorbit despre ea. E conștient, conștientă? Că trebuie să meargă 8 către 1, către 9, da? Deci, ideea este că are pasiune. Asta înțelege, că pasiunea sa există, dar își controlează prea mult emoțiile, își controlează cu împăratul prea mult emoțiile, prea mult. Simt nevoia să mai pun o carte pe 9 de bâte. Dă-mi o carte pe 9 de bâte, te rog frumos.
Are anduranță cuvântul acesta a vrut să vină la nouă de bâte. Are anduranță. Acest personaj este dispus, interesant, dar vrea să vorbească. Vrea să comunice. Să blocheze lucrurile despre care am vorbit. Eu știu în cât timp, cum, el ea știe și își dorește să comunice. Ia uite, justiția, măi, că tot am vorbit de contracte, 7 de cupe, da? Confuziile, opțiunile. Sau mai bine zis, confuziile care rămân în acest contract atât timp cât fuge. De ce fuge? Ia să vedem. De analiză, de călătoria pe care trebuie să o facă către stea asta. Și eremitul călătorește și 3 de bâte se pregătește să călătorească, iar eremitul merge către steaua sa, către persoana predestinată. Dar atât timp cât amână și cât fuge de aceste lucruri, creează confuzii în căsătorie, în contractele pe care le manifestă. Am zis și căsătorie, v-am zis pentru mine, și cum să zic, își adaugă cu 7 de cupe, își adaugă karma. Clarificăm 3 de spade. Am văzut și... Ați văzut voi balanță, dar eu nu vreau să mă fixez nici pe balanță, nici pe semnul de apă, nici pe foc, nici pe... Oamenii sunt mult mai complexi decât o singură carte, dar... Clarificăm 2 de spade. Oh. 2 de spade. Hai, povestea dintre voi, dragostea dintre voi, ce e asta? Luna. Zici și tu ce să fie. Iar, ce am zis mai devreme. Înțelege că ce? Că s-a păcălit. Cineva l-a manipulat emoțional, clar. Cineva l-a manipulat emoțional. Clarifică. Mai dăm o carte pentru Luna, te rog frumos. Dar cu 2 de spade și Luna, ar fi drăguț dacă și-ar asculta intuiția. Înainte de a lua deciziile. Ce este asta? Ah, interesant. Intuiția îi spune să vină înspre voi, eventual, și să se împace sau să manifeste un soi de împăcare într-o formă sau alta. Variază de la om la om. Depinde unde sunteți, aici, la asul de cupe sau aici. Voi știți ce trăiți împreună. Dacă sunteți aici, probabil că vrea să manifeste un soi de echilibru pentru copii, eventual. Dacă sunteți aici, ar putea să reprezinte dorința de împăcare față de voi. Depinde unde sunteți, am spus. Acest personaj încearcă să înțeleagă. Încearcă să înțeleagă atracția dintre două suflete perechi. Și atracția fizică și atracția emoțională. Și își dorește să manifeste un soi de... Să manifeste decizia vieții sale, așa simt, de să manifeste decizia vieții sale. Eventual, să blocheze cei care i-au perturbat, să zic, călătoria. Da. Asta e. Mai vedem și la alte etaluri, că deja am vorbit o grămadă. Iar mi-apare de la blănița mea, fire negre. Mi-apar. Ia, clarifică-mi energia lor față de voi. Te vrei? Interesant că a venit aici Regina de bâte și această carte, pentru mine, eu am numerotat-o, e cam, cam, cam. Ia uite.
E într-o fază de transformare. Sufletul său trebuie să se transforme, să învețe, să spere. Interesant, aici este un unicorn. Da, dincolo de hiene, dincolo de frici, de minciuni, de iluzii. Dincolo de iluzii sunt idealurile. Uneori confundăm iluziile cu idealurile și invers. Unul e mai unicorn decât celălalt în acest context. Da, poate unul are mai mulți bani, o stea are mai mulți bani, dar cealaltă stea are planete, are universuri la dispoziție. Deci energia față de voi, regina de monede sau Spider-Man. Oh, vrea să vină să vă salveze. Mai bine s-ar salva singură, dar interesant, vrea să creeze o rețea, o structură capabilă să vă întrețină pe amândoi, să vă rețină și să vă întrețină, pentru că se dorește iar transformarea și manifestarea în realitate a unor sentimente. Aici este prima carte de apă. Nu e asul de cupe, că nu se compară cu asul de cupe, dar a stat, eventual conștientizarea faptului că a stat într-un nămol emoțional, v-a pândit pe, eu știu, sau poate invers, voi ați conștientizat. Și dorința în această conștientizare de a ieși la suprafață, de a ieși la lumină, de a ieși din îngheț, într-un îngheț emoțional și de a transforma lucrurile. Și ce înseamnă transformare? Înseamnă creație, că de asta înseamnă regina de monede. Da, țesătură, creație, practică. Cum să punem în practică, să materializăm această dragoste? Așa mi apare, dragii mei. Dacă ceva vă deranjează, voi știți. Vedeți unde sunteți, dacă reprezentați persoana din trecut sau persoana din viitor. Dar eu ar spune că persoana din trecut nu este aici, dar când spune, cine știe? Cine poate să știe? De monede. Vrea să muncească în această relație. Consideră că scuze. Extraordinar, interesant. A apărut vulnerabilitate invers, un soi de împărăteasă invers și 10 de bâte. Asta spune că e pe cale să se elibereze, dar încă nu s-a eliberat de acel personaj care eventual își folosește corpul, nuditatea, feminitatea, poate și masculinitatea, da? Nurii, da? Într-un fel negativ, pentru bani, pentru a-i avea, pentru a-i, da? Un dezechilibru, aici un dezechilibru. Regina de monede. Dar e o altă de regină de monede distorsionată, sau mai bine zis împărăteasă. E o energie karmică acolo. Acolo este o energie karmică de care încearcă mai greuț să se elibereze, să o blocheze. Ca să-și descopere ce nouă de cupe, cum am văzut mai devreme. Dar are de ales. Are de ales, doi de bâte încă n-a ales, ce? Să-și înțeleagă emoțiile, să-și înțeleagă, iau de emoțiile, emoțiile pe care le are în general, care le simte față de voi. Cam asta este. Hai să vedem energia sexuală dintre voi. Hai să vedem energia sexuală. Sexual energy. Ups. Uf. Marele preot, nouă de monede, nici nu știu care a venit prima, așa că le pun așa, în fine. Poate că ar trebui să se concilieze, să se ducă undeva să discute despre lucrurile astea, ce se întâmplă în familia sa.
Poate că sunt triunghiuri, poate soția, mama nu este chiar onorabilă. Sau unul, cineva de acolo, în familie. Și asta l-a făcut sau a făcut-o să fie, să blocheze, să nu-și deschidă sufletul. Dar ce-și dorește? Și-ar dori o discuție sinceră. Și-ar dori o discuție sinceră. Pasiunea este între voi, nu pot să arăt niște cărți pentru că sunt prea cichi, pentru YouTube, dar pasiunea este asul de bâte. Dar pasiunea aceasta până acum s-a manifestat, repet, într-un mod distorsionat. Cavalerul de bâte și cavalerul de spade, știți ce înseamnă? Prea fizic, excesiv de fizic și de experimental. Energia sexuală dintre voi. Și asta din cauza că există un blocaj emoțional. În momentul în care un om simte și își recunoaște emoțiile, nu mai tratează dragostea ca pe un exercițiu, da? Ca pe un exercițiu de sport. Vrea să muncească. Da, iar se pare că voi totuși sunteți reginele de monede și cealaltă persoană, regina de monede invers și împărăteasa invers, este energia karmică. Că este mamă, că este soție, că este o altă femeie, amantă sau personaj materialist, bărbat, femeie, poate să fie și bărbat, chiar dacă vorbim de energii feminine. Da? Aceea a fost înțeleasă, însă transformarea vine și ea în timp. Da? Își dorește să muncească, să fie romantici cu voi. Pentru că vă văd foarte valoroși și vă iubesc, chiar dacă nu o exprimat suficient și sunt atrași de voi. Dar nu e vorba doar de atracție, este vorba și de dragoste și de apreciere. Știu că sunteți persoane nobile, elegante, vă adoră, v-ar pupa din vârful degetelor până în vârful capului. Știu că vă descurcați singure, da? Vă descurcați singure, nu aveți nevoie de ei, înțelegeți aluzia, adică, sau puteți să aveți pe altcineva, nu neapărat pe ei, sau pe ele. Din acest motiv, și ei vor să muncească să arate că vă apreciază. De spade, iar am văzut 8 de spade, nu am văzut mai devreme. Nu mai știu când. Când era justiția, nu mai știu. 8 de spade, ia uite, blocaj. Blocaj. În niște decepții. Ori în aventuri și vă urmăresc în timpul ăsta. Stau lângă personaje care probabil se oferă, dar fără pasiune sau sunt plictisite sau e o viață personală. Ori în căsătorie, ori în afara relației voastre, ori o viață sexuală nesatisfăcătoare. Și nu mă refer la plăcerile fizice, că acelea știți unii dintre voi că pot să vină, dar alții știți că pentru o anumită categorie de oameni, plăcerile fizice nu pot să vină fără a avea dragoste, asul de cupe. Și asta încep ei să descopere eventual, sau ele, da? Simt nevoia să clarific 8 de monede. Ia uite, luna, aici este. Vor să muncească să se transforme, să iasă din aceste frici, eventual sunt două relații, da? O relație care oglindesc niște traume, niște distorsiuni. Distorsionează, e interesant că oglinda ce face distorsionează, dar da, distorsionează. Și cealaltă care oferă vindecare, asul de cupe e aici. Sunt două relații. Și acest personaj trebuie să aleagă, am văzut semnale pentru acest moment, ar trebui să se concilieze, ar trebui să caute un personaj înțelept, eventual să caute să înțeleagă că totuși sexualitatea e sacră. E sacră, în fine. 8 de spade. 8 de spade, valetă de spade, vă urmăresc. Cât timp, da, sunteți urmărite, urmăriți eventual, sunteți o tentație pentru ei, da? Și cu partenerii ceilalți nu prea, da, nu prea au chef. După cum, mie asta sugerează această imagine, că nu prea, celălalt trage, haide, vino, te doresc, nu prea au chef. Nu prea închir. Ia uite lumea la capătul setului de cărți. Ar vrea să vină spre voi.
Dar deocamdată încă se uită în trecut. Am zis, sunteți o tentație, dar nu e vorba doar de tentație. Sunteți, semănați. Dar există și niște lucruri care trebuie vindecate. Ar trebui să încheie capitolul față de celălalt, să înceapă un nou capitol. Sunteți totul lumea. Asta e. Dar încă nu s-a ajuns acolo. Dar este, de-aia nu este jos, este aici. Încă. E transformarea. Eventual, dacă simțiți că între voi atmosfera nu este, că nici aici nu se arată prea cine știe ce, da? Dacă simțiți că între voi atmosfera nu este tocmai satisfăcătoare, posibil să vrea să lucreze în altă parte, acolo unde găsește asul de cupe. Asul de cupe. Acolo este o nouă lume. Da. Și trebuie să se libereze de un trecut. Iup, iup, iup. Hai să vedem un alt mesaj. Ca să ne dăm seama exact despre cine vorbim aici. Că sunt două regine de monede, să zicem. Două persoane importante. Însă una e distorsionată, cealaltă este reală. Asta. Concentrează-te pe dragoste și simple acte de amabilitate. Da, iar unul dintre voi trebuie să aleagă dragostea. Dragostea și dragostea se alege în momentul în care începi să te iubești, cum am zis, de la început, concentrați-vă pe dragoste. Dacă vreți să fiți plini de compasiune față de ei, depinde unde sunteți, că dacă sunteți în faza aceasta distorsionată, mai greu, nu prea cred că o să, dacă sunteți aici, cam îndoiesc că aveți prea multă compasiune. Chiar dacă ei încă nu sunt în stare să aleagă, ar trebui să manifestați compasiune și să vă concentrați pe dragoste, să vedeți frumosul în fiecare. Simple acte de amabilitate, da? Cam asta este situația dintre voi. Unul dintre voi trebuie să aleagă dragostea. Poate voi trebuie să alegeți dragostea față de voi. Vedeți unde sunteți, dragii mei, pentru că e etalare colectivă și voi trebuie să știți exact ce în viața voastră, nu? Eu doar citesc niște cărți. Și la voi din... Da, să vedem la ceilalți. Din păcate, fost cărțile mai... Da. Poate voi sunteți în transformare, nu e? Poate voi n-ați fost suficient de deschiși, poate, da? Asta e. Încercați să ascultați cu sufletul deschis și sincer. Că dacă nu sunteți sinceri, ce zic, a, nu, că eu am oferit la la. Cum ai oferit? Cum te-a învățat mama, tata, familia să oferi? Din ce motive o femeie poate să facă copii, da? Ca să țină un bărbat, ca să aibă bani, ca să aibă stabilitate? Haideți, mă, că 99% din populație cam așa a fost făcută. Din întâmplare sau ca celălalt să-l aibă pe celălalt, da? Din păcate. Asta mă întristează pe mine foarte mult. Și ne mai întrebăm de ce e karma pe lumea asta. Cam asta ar fi etalarea pentru numărul 2. Etalarea numărul 3. Cei care ați ales acest 6-6. Dar iar așa am fost inspirată că puteam să pun 9-9, puteam să pun 69 și ceva. Opa, ești obraznică, Ela? Nu, nu sunt. Nu, nu sunt. Sau puteam să pun 96, da? 96 fiind probabil anul de naștere al cuiva. Dar am fost ghidată să pun așa. Și 66 puteam să-l pun și așa, da? Am simțit nevoia să-l pun așa. Pentru că am primit un mesaj. Unul dintre voi este în vibrația iubirii, celălalt în vibrația diavolului. De ce? Pentru că diavolul are numărul 15, 5 și cu 1, 6, da? Unul este într-o relație karmică sau înțelege dragostea distorsionat, o sexualizează, e prea obsedat, e prea înfricoșat, are o chestiune cu dragostea, poate nu crede în Dumnezeu, poate e prea posesiv, vrea să vă aibă doar pentru el, ea. Celălalt înțelege dragostea altfel. E ca o chemare divină, da? Care erau cărțile acestea. Ea, în timp ce am amestecat, a vrut să apară Cavalerul de Spade. Se dorește comunicarea pentru că se foarte mare stres.
Foarte mare stres din cauza tăcerii. Cavalerul de spade nu este prea vorbăreț, uneori chiar tace și spionează, dar separarea dintre voi. Opa! Separarea dintre voi. Dintre voi. Ia uite, asul de cupe a fost blocat. Din ce motive? Iar, ce zisem mai devreme? Nu, e diavolul de 5 de spade și văcare și coarne. Ia uite, 3 de spade. Jocuri mentale care au dus lacrimi, suferință și au blocat această dragoste. Pentru că celălalt, ia să vedem, unul dintre voi, nu, unde erai? Nu era acesta. Da, ăsta era, nu? Da. Așa era. A fost blocată dragostea. Unul dintre voi are credință, este emoțional, celălalt a făcut jocuri mentale, eventual, sau stă în preajma unor invidioși care își bagă nasul. Dacă n-a făcut el, ea, jocuri mentale, s-a lăsat influențat într-un fel sau altul, da? Stai cum era, parcă așa era. Și a apărut separarea. Dar separarea asta provoacă reconstrucție. Da? Turnul trebuie ridicat, dar după un anumit ideal, conform iubirii, nu conform, sau conform luminii, nu conform umbrei. Tăcere sau convorbiri din când în când, minore, poate bârfe, au participat la stresul cuiva, însă se dorește comunicare. Hai să vedem. Va fi o comunicare impulsivă, hotron, tron, brus, să vă treziți cu un mesaj. Blic! Mi-a fost dor de tine! Nu știu dacă așa va fi mesajul. Hai să vedem. Povestea de iubire dintre voi. Iubire versus sexualitate. Iubire versus frică. Ah, ce frumos era! Era un vers în... Mie îmi place melodia aceasta. Déjà vu... Grasofit Ami sau cam așa Ami parcă la un moment dat ce e o linie subțire între dragoste și frică. Probabil că ați avut la un moment dat și un sentiment, da, de deja viu cu 6-6 de cupe. Deja viu, sentimentul acela că vă recunoașteți, vă știți din altă viață, dar în viața asta ce se întâmplă? Ia uite, stagnează. Dragostea stagnează. Dar vedem, încă, ia uite. 8 de spade, blocaje, blocaje mentale, ia uite, transformare mentală. Care trebuie să se transforme? Cel care e în umbră, evident, ar trebui să se... Ia uite, mă, nu te mai lipi, mă, de mine, mă, ce te ții de mine? E vreunul care se ține de... după mine? Dintre cei care ascultă? Mă, lasă, mă, nu-mi pace, că nu vreau umbra ta. Da. Ia uite, mă, ia uite și la tot așa. O dragoste neexprimată, da? Care a produs suferință. Celălalt știe că mai e un alt personaj în preajmă. Celălalt știe, cel care e în iubire, eventual marea preoteasă știe că sunt secrete, că celălalt n-are timp, își face, da, încearcă să se detașeze, da? Chiar dacă suferă, da? Sau chiar dacă produce heartache, chiar dacă produce răni sufletește în sufletul celorlalți. Unul are capacitatea de vindecare, celălalt încă. Nici măcar n-a luat cupa vindecării. Ia uite, bre. Of, nu-mi plac cărțile. Dar asta e când ai aici e dragoste, restul e umbră. Eventual, dragoste, dintr-o altă perspectivă a credinței, în care celălalt știe că se sacrifică dacă primește lumină, nu dacă primește umbră, cea se stresează, blochează și mai rău face. Și fericirea e undeva, urmează să se reconstruiască, cine știe când. Hai să vedem, spânzurată, te rog frumos. Justiție. Contractul. Am zis că pentru mine justiția înseamnă contract, job, karma
Karma este și contra. Băi, lasă-mă în pace! Nu te mai lipi de mine. Așa e. Asta e. Diavolul poate să fie un contract. O căsătorie. Justiția poate să fie o căsătorie toxică. Ia uite, manga. Aceeași regina de cupe. Op. Interesant. Vedeți că e aceeași regina de cupe care apare. Am păstrat-o că am zis că poate apare vreodată de două ori și e ea care a apărut la voi, că tot vorbim de oglindire. Da? Apare de două ori. Ce simt eu? Că cel care e în contract trebuie să-și schimbe perspectiva despre dragoste. Dragostea este aici. Se oferă liber, în lumină. Bine, în lumină. În lumină. Sau mai bine zis, în vibrație divină, în spiritualitate. Dragostea se poate sacrifica, dar când știe că e dragoste, nu când știe că e adicție. Aici, acest personaj trebuie să-și schimbe. Deocamdată se luptă. E lupta, dar este puterea, dar este invers. Are o viziune tradițională despre dragoste. Că femeia trebuie să fie într-un anume fel, că dragostea tradițională trebuie să fie într-un anume fel, da? Să suporte, să se sacrifice. Asta e viziunea acestui personaj. Și încă, aici e umbra. Încă. Wow! Nu știu ce legătură are, dar e un film, se numește Umbra, The Shadow. Film corean, cu arte marțiale, dar e foarte fain. Sunt doi profesori de arte marțiale și un ucenic. Băi, deci nu pot să vă povestesc, dar mie mi-a plăcut filmul la maxim. Este tradus, nu știu, pe site-uri, nu mai știu dacă e pe Netflix. Ar putea să fie și pe Netflix, parcă. Dar dacă nu-i pe Netflix, îl găsiți pe anumite site-uri în care sunt filme online și ce mai sunt ele traduse. Umbra, The Shadow. Foarte interesant. Ar putea să fie o chestiune, da? Acolo pentru unii dintre voi. Însă acest personaj încearcă, se luptă, eventual n-are curaj. Simt nevoia să clarific această putere invers. Da, e o viziune despre tradiție. Regina de monede este figură feminină tradițională. Da? Dragostea trece prin ce? Prin burtică, eventual, mâncărică și alte servicii. Și aici trebuie acest personaj să decidă, să aleagă, și justiția alege, da? Să aleagă dintre opțiunile pe care le are, o nouă cale, o nouă viziune, credința, lumina pe care o primește, da? La spânzurat. Adică, ar trebui să iasă din această viziune tradițională în care se manifestă interesant puterea inversă, este un exces de putere din cauza contractului, manipulări emoționale pe baza contractului, da? Contractul îți dă putere în față, peste dragoste, când de fapt dragostea ar trebui să fie cea care, da? Șase, da? Care guvernează tot. Și în momentul în care noi trăim în dragoste, nu mai avem nevoie de reguli. Iar e un lucru la care am meditat în ultimele zile, da? Clarificăm totuși puterea invers. Acest personaj trebuie să iasă din gândirea că, vai, soțul, soția trebuie să se sacrifice până la moarte, da? Eventual să încerce să-l conducă, e puterea invers, manifestă ego-ul, puterea, și să vadă lucrurile altfel, din perspectiva iubirii adevărate. Da? 6-6, nu degeaba am zis. 6, îndrăgostiții versus diavol. Puterea invers, vă rog frumos. Văzutele mele, ia s-a întunecat și trebuie să plec. Iată, asta vreau să zic. Ia uite, 9 de cupe. E și un soi de egoism, eventual, dar aici este și transformarea. Trebuie să învețe să se iubească, pentru că acest personaj de-aia gândește așa. Pentru că nu se iubește. Vrea să aibă controlul. Vrea ca ceilalți să servească sau să o servească, să stea, eu știu, în orice condiții lângă ei, da? Că au semnat contractul, asta e. Dar mai e dragoste. Aici este transformarea acestui personaj. Poate care persoane acasă sau un contract, ce-o fi, job, deși nu cred eu. Vorbim totuși despre dragoste, da? Căsătorie, ce-o fi?
În karma sa are personaje manipulatoare emoționale, a învățat să manipuleze emoțional, a învățat să domine iubirea, eventual fizic. Și aici trebuie să. Aici e transformare. Ar trebui să ajungă, să-și facă curaj, să se iubească. Regina de cupe. Clarificăm Regina de cupe. Ia uite, aceasta e o nouă iubire. Dacă voi știți de acest personaj, puteți să fiți voi care vă ghidați după la divinitate, că le îndrăgostiți, la mijloc între cei doi este divinitatea, da? Știți că dragostea este, da? Asta e dragoste necondițională, dar asta nu înseamnă că nu vă puteți vedea de drumul vostru. În cazul în care, ia uite, interesant că vorbeam de drumul vostru și de lumea. Lumea și un zero, da? Un nou început. Pentru că nu se știe în cât timp, dacă și-a schimbat, dacă mai durează până își schimbă perspectiva acest personaj. Eventual într-un contract care îl ține pe loc. Repet, cineva vrea să-l domine, nu are curaj, nu are, și-a pierdut încrederea în el, în ea, și trebuie să se transforme, să-și descopere dragostea față de el. Eu știu că durează. Poate să dureze. 9 de spade. Ups! 9 de spade. Ia uite, interesant, a venit această carte invers, care și pentru mine, și asta înseamnă 0, dar mă tocă pe un nebun. Sunt doi nebuni aici, cu alte cuvinte, dar a venit invers. Da? Unul a ales dragostea și o ia de la 0, se ghidează. Dragostea este Dumnezeu, de fapt. Da? Celălalt nu poate săriște încă și stă în stres. Încă nu poate săriște. E frică. Stă în decizie. Ia uitați. Are în spate o relație karmică. Un personaj karmic. Pasiune are, dragoste are, emoții pentru voi, eventual. Dar sunt jocuri mentale. Sunt manipulări emoționale aici. În acest complex. Energetic, emoțional, planetar. De cărți. Nu. 9 de băte. Clarificăm nouă de bâte. Nouă de bâte. Nouă de bâte. Clarificăm nouă de bâte. Pentru numărul 3. Marea preoteasă. 6 de monede. Iar. Ați putea să fiți voi, pentru că Marea Preoteasă reprezintă, poate fi semn foarte intuitiv ca și Regina de Cupe. Și plin de credință ca și nebunul, da? Care știe lucrurile dintr-o altă perspectivă. Acesta încă nu le-a descoperit. Ați putea să fiți voi aici, care blocați. Deocamdată stați în picioare, da? Dar stați în picioare către o nouă cărare, lumină. Un as de monede, din partea altcuiva, alegeți. Alegeți. Fericire este între voi, dar am văzut soarele, dar e nemanifestat în practic. Din cauza shadow work. Cineva trebuie să-și facă lucrarea de creștere spirituală. Clarificăm nouă de bute. Interesant, ar trebui să blocați energetic pe cei care încearcă să vă afecteze spiritual, să vă țină. Interesant acest personaj printre toate lucrările sale cu umbrele și cu traumele și cu complexele și cu ce am mai zis eu mai devreme, ar putea să încerce să vă lege energetic și atunci trebuie să-i blocați. Un mesaj pentru unul dintre voi. Nouă de bute. Curioasă la energia. Bine, uneori nu trebuie să fie aceeași. Una e ce se întâmplă în realitate, în 3D, și alta e energia sexuală dintre voi. Că. Da. Am zis, unii sunteți lumină, sunteți dragoste, dragoste, iubire sacră, vibrație înaltă, pasiune și intuiție. Dacă vă știți acolo mari preotese,
atractive, încrezătoare în voi, știți că trebuie să blocați. Și vă vedeți de noua cale. Uite, că sunt secrete, că ați fost lăsați în urmă, ați fost lăsați, părăsiți, dar voi trebuie să vă vindecați. Ia uite, de minciunile cuiva, de autosabotaj, poate că nu vă minte mult special, pur și simplu acest personaj se blochează. Dar blocându-se, vă poate bloca și creșterea voastră spirituală. Sau amâna, n-aș spune bloca, este amânare. V-ați întâlnit cu umbra voastră. Umbra trebuie să accepte lumina, dar eu știu în cât timp va accepta. 9 de spade și 9 de bâte. Poate că este pasiune între voi secretă. Posibil să fie pasiune secretă între voi. Sau să țineți secret această pasiune, atracție. Și să blocați energiile unora. În acest contract sunt niște chestiuni nesănătoase. Încă nu s-a ajuns la dragoste. Nu știu în cât timp. Poate se manifestă mai multe păhărele, poate se manifestă un soi de egoism. Dar clarificăm și nebunul invers. Totuși. Da, sunt multe. Totuși, nu. Nebunul invers, te rog frumos. De ce aud eu? Sunt nebunul care te iubește. Nu prea le-am eu cu melodia asta, dar știi că am ascultat-o odată, versuri de parcă, stai cum ce aveam pe UNESCO. Contează pentru cineva, nu știu. Reprezintă pentru cineva această melodie, ceva anume. Nebunul invers, te rog frumos. Ia, te mai. N-are curajul, acest personaj n-are curajul să deschidă un nou capitol în viața sa, să facă călătoria vieții sale, să vină, să comunice online măcar, să vă cucerească. Uite, n-are curajul și ar vrea justiția și regele de spade, ar putea să fie același personaj. Se gândește prea mult, gândește prea mult. Poate v-a lăsat, se simte singur. Dacă v-a părăsit, v-a părăsit pentru că și el se simte singur. Știți? Ce să proiectezi când ești în umbră? N-ai ce să proiectezi decât umbră. N-ai cum să proiectezi lumină. Cine e lumină, proiectează lumină. Dar lumina, dar umbra absorbe lumină. Absorbe. Suge de energie, da? Pentru cine înțelege. Deja mă obosește. Hai să vedem. Ia uite, mă. Este o energie geloasă, periculoasă în umbră. Ori de aici. Da. Că de aici vine această energie. Energia lor. Ups. Ia uite, dragonfly. Mai. Probabil că acest personaj ar prefera o aventură. Este atrasă de voi. Dar dacă voi știți că sunteți aici, regina de cupe și nebunul, care își caută o nouă direcție, cu încredere, cu intuiție, cu dragoste față de voi și față de ceilalți, cu empatie, cu compasiune, această libelulă. Libelula este simbolul aventurierilor. Această libelulă a trebuit să zboare cât mai sus, să se transforme într-un personaj cu moralitate, cu ce justiția distorsionată, interesant, justiția distorsionată, care folosește puterea, ops, da? În contract. Și dacă cine trăiește această justiție distorsionată, mai bine zis, injustiție, control, dreptate,
Manipulare emoțională. Cine trăiește? Îl determină pe celălalt să se manifeste ca un, nu știu, cavaler. Nu susține creșterea, maturitatea sexuală, emoțională, da? Nu susține. Eventual, acest personaj ar trebui, cine e în umbră, pentru că aici a apărut umbra, nu lumina. Lumina e aici. Uriu, care se ridică cât mai aproape de aute, cât mai aproape de soare, care riscă, care zboară, care intuiește, care are încredere în el. Aici este Uriu. Celălalt stă în emoții negative, ia uite. Puterea invers și regina de cupe. În emoții întunecoase, crocodilul. Aici este o chestiune. Umbra versus lumina. Ce ar mai fi la voi? Ia uite, mă, și eu până m-am amestecat. Da, nu mai contează. E o mare, mare confuzie în această, da. De fapt, nu aș spune confuzie. Poate nu-i cuvântul potrivit. Ia uite, integrare. Integrare. Trebuie acest personaj eventual despre care am vorbit, sau poate voi, trebuie să integreze pasiunea și emoția în mintea sa. Deocamdată e în gânduri, aer a ieșit. Ia uite și Lilith. Lili, dragoste, umbră, dragoste și diavol, da? Îndrăgostiți și diavol. Probabil că sunteți văzute ca, sau văzuți cine e aici în lumină, în dragoste, cine reprezintă dragostea divină, este văzut ca o tentație. Nu este văzut bine, nu este înțeles din cauza egoului. Ori, eu zic, există aici, în acest contract, în această căsătorie sau familie sau karmă, ce o fi, justiția, balanța, da? O energie lilitiană, o femeie care nu-și manifestă energia feminină corect. Și eventual un bărbat care nu înțelege de fapt energia feminină sănătoasă versus energia feminină nesănătoasă. Avem o carte. Ia uite, doi de monede. Încă n-a ales, trebuie să aleagă. Avem o carte. Ia uite, concepție. Poate că cineva folosește vrea să facă copii sau vrea să folosească copii în acest capitol sau poveste ce-o fi. Dar nu doar asta, în momentul în care alege și învață să integreze. Trebuie să învețe să integreze, să-și asculte gândurile de lumină, nu întunericul, da? Dacă alege corect. Dar concepția nu se poate manifesta sănătos până nu alege corect. N-am ce să zic mai bine. Eu asta simt, asta transmit. Dacă nu rezonați, căutați alt număr, în altă etalare, sunt atâtea și în trecut, atemporale, cu care poate rezonați. Energia sexuală dintre voi. Ia uite, îndrăgostiți, iar alegeri importante în dragoste. Și la capătul setului de cărți, o dragoste trădată. Ia uite, o dragoste trădată. Poate din cauza drumului, din cauza geloziei, din cauza unor tentații. Dar există suferință. 10 de spade, 9 de spade, da?
mare grijă să nu confundați această relație cu flăcările gemene. De fapt, ar putea să fie flacără geamănă versus falsă flacără geamănă. Că sunt două relații. Ce văd eu aici, văd două relații. Nu una, ia uite, asul de bâte. Oho, sexual este super atracție între voi. Dar iar apare acela 10 de spade. De ce? Pentru că nu s-a eliberat unul de contract, de căsătorie, de ceva, ca să manifeste o nouă relație. Da? Și se manifestă trădarea, sentimentul de trădare. Păi cum să te duci să fii și cu soția și cu prietena, cu iubita? Nu se poate așa ceva. De aia se manifestă trădarea. Da? Aici este și iubita, noua iubită, aici este și soția, să zicem. Așa am simțit să transmit un mesaj. Nu se poate manifesta o relație de lungă durată până nu se vindecă niște traume, niște frici, niște complexe, sentimentul de trădare. O carte. Energia sexuală dintre voi. Ia uite, regele de cupe, dragoste este și spânzuratul. A, și am văzut și regina de cupe. Dar, sunt două cărți de aici. Așa au venit împreună. Pasiune este. Aici e problema celui care reprezintă povestea pe care am spus-o mai devreme. Unul are tendința să-l lege pe celălalt, să-l lege cu acest spânzura, să-l lege, să-l aibă doar pentru el, pentru ea. Deși iubește, deși are multă pasiune și... Nu, știți, pentru cine este în vibrație de marea preoteasă, de dragoste încondiționată, de încredere în tine și dragoste în tine, da? Știți că e pasiune, știți că e dragoste, dar nu puteți accepta să fiți legați, pentru că știți că legătura asta atrage karmă, nu darmă. Ia uite mâna ce se lipește, lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace. Aici este. Vine în spate, nu se exprimă cu suficientă încredere. Sau, iar, acum simt și dorința asta de a vă ține în spate, din spate. Chiar dacă sunt cărți sexuale, văd mai mult decât atât. Dorința de a vă ține, deși există pasiune, deși există tandrețe, există dragoste, arde până în zori în pat cu voi, da? Ar vrea și un copil, mare grijă, concepție interesant, dar depinde cum se naște acest copil, da? Ca să nu manifestați karma, să nu manifestați umbre, băi, lasă-mă, se lipește, da? Să manifestați un copil în lumină, un rainbow child. Ar vrea să vină, dar trebuie să-și schimbe perspectiva. Încă nu are curajul. Tot timpul e în spate. Acest bărbat tot timpul e în spate. Poate să fie mai timid din cauza că a avut de-a face cu un personaj, am explicat mai devreme, nu mai vreau încă o dată să explic. Poate că e mai timid. Bărbat, femeie, să zicem, dar pare totuși bărbat. Pare că vorbesc de un bărbat care nu vrea să vină în față. Preferă să acționeze din spate. Și nu e vorba doar de poziție sexuală, evident. Probabil, fiind în această energie rațională, în momentul în care simte, nu se simte confortabil cu emoțiile și pasiunea pe care o are și preferă să stea în spate. Interesant la capătul setului de cărți, lume. Ar vrea să muncească. Unul dintre voi este independent, independentă, are încredere în el, în ea. Dar un nou capitol trebuie să se deschidă. Cum se va deschide? Se poate deschide dacă alege pasiunea și dragoste. Dar deocamdată e în acest proces interesant că am început cu spânzuratul, terminăm cu spânzuratul. În acest proces în care trebuie să-și schimbe perspectiva, trebuie să-și facă curaj.
Interesant că aici sunt trei cupe, vedeți? Sunt trei cupe. Mai e un personaj în umbră care influențează. Nu neapărat că e cu ei, dar care ar trebui să rămână în spate? Voi sau ei, voi știți. Oh. Ia dăm tu totuși o carte pe acest spânzurat. Clarificăm spânzuratul. Mamă, cât am vorbit. Mă așteaptă alea mii să le dau de mâncărică. Ia uite, luna. Spânzuratul și luna. Iar două relații. Frici. Frica nu știe cum să vă abordeze. Da? Nu știe cum să vă abordeze. Ia uite. Patru de bâte. Bucurie este, satisfacție ar fi pe toate planurile și emoționale și fizice și chiar și energetice dacă ar învăța să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă, dacă și-ar câștiga e un soi de autonomie a unuia dintre voi, da? Dacă ar căpăta încredere în sine, dacă n-ar veni tot timpul de la prin spate. Și, dragii mei, nu vorbesc acum doar de poziții sexuale, repet. E o chestiune de încredere în el. Mai ales că e vorba de un bărbat aici. Da? Și vedem, vedeți și voi foarte bine că sunt două relații. Pentru mine această lună care înseamnă foarte mult și frici și intuiție. Acest personaj trebuie să vadă, repet, dintr-o altă perspectivă, relația în care proiectează sau își vede umbrele și cu care probabil s-a obișnuit, aici își vede umbrele, Lilith, diavolul, umbra, și relația adevărată, asul de cupe, în care își vede, da, regina de cupe, își vede, de fapt, sufletul. Se poate vindeca. Dacă voi alegeți o nouă direcție, și lăsați în urmă acest personaj, iar este alegerea voastră. Dar vorbeam totuși de energia sexuală dintre voi, pentru că atracție este. Magnetism există, sentimentalism, romantism. Pare că arată. Dorința de a vă satisface, da? Dar sunt alte chestiuni. Încă nerezolvate. Am zis că sexual... Poate să arate bine în principiu, da? Sexual arată bine. Nu pot să zic că n-arată bine. Că sunt căsi care arată satisfacții. Dar, în afară de aceste lucruri, mai sunt niște lucruri de rezolvat în 3D. Da? Am zis, acest personaj, această libelulă trebuie să descopere vulturul, uliu din el, din ea. Și să decidă corect. Și să fie corect, corectă. Dragostea face diferența și exprimă dragostea prin daruri. Probabil că acesta ar vrea să exprime dragostea prin daruri cu valetul de monede. Da? Eu știu, bijuterice, 19-19 este soarele, simte. Probabil că e și un soi de trezire. Trezire ar fi minunat dacă ar fi trezire, dar deocamdată până la trezire este un sentiment de prea plin de dragoste. De dragoste, da? De fericire. Uite, iar el ar trebui să ofere și nu doar să ofere cadouri, ce mai simt? Să descopere energia, să descopere valoarea, este o perluță, dar într-o scoică, valoarea energiei feminine, pentru că trăiește sau a trăit sau a fost educat, e într-un contract, iar zic că e justiția, contract, într-o legătură, în care s-a folosit puterea versus dragoste, manipulări emoționale, manipulări de altfel, da? Abuz de putere, abuz de emoții. Și pierderea puterii celuilalt. Îmi pare rău pentru ei. Ia uite. Relații. Interesant, da? Relații. Șablone relaționale. Pentru mine acesta reprezintă relații karmice. Da? Relații karmice. Asta e în oglindă. Cum am văzut aici la lună. În oglindă. Astea sunt relațiile karmice. Trebuie să învețe să-și asculte inima. Acționează, da? De ca și când partenerul este aici. Iar 11 de la justiție.
Privește la puterea ta interioară. Cineva și-a pierdut, apropo de justiție de 11, cineva și-a pierdut puterea, încrederea în sine din cauza unor chestiuni.